Panică și nedumerire în rândul locuitorilor orașului Drujkia. Acum câteva zile, asupra orașului a fost observat un aparat de zbor, cetățenii fiind neinformați despre careva activități desfășurate. Potrivit oamenilor, avionul zbura prea aproape, încât era ușor de observat, dar și posibil de filmat cu gadget. Astfel, mai mulți drujkieni s-au dat cu păreri în acest sens. Duce o eroare, să ducă lumea în eroare. Asta e opinia mea. De a aduce lumea eroare, precum ea care s-a dat substanța, hai repede, mergeți, alergați, vaccinați-vă, numai să fie lumea protejată. Da, asta e tot pandemia noastră. Asta e tot și noi avem boala de plămâni, de este tot, ne dă tot, cum spun, tot substanța asta otrăvitoare. În proașca este lucru. În proașcă, dar sunt unele lucruri, că dar la o bucată de noapte poate să margă și o mașină să împroaște toată murdăria asta. Nu credeți că este momeală pentru vulpi? Nu, nu, nu. Asta e pentru lume. S-a fost pentru vulpi, vulpile de mult pereu. Dar așa lumea moare. Nu doar oamenii nu au fost informați, nici primăria nu era pusă la cunoștință despre operațiunea desfășurată de reprezentanții ANSA pentru vaccinarea vulpilor împotriva rabiei, potrivit edilei localității. Deci pe parcursul a două zile undeva am fost contactată de mai mulți locuitori a orașului Drujkia care erau alertați, deranjați de faptul că deasupra orașului zboară un elicopter, un aparat de zbor, care ceva de sus împrăștie deasupra orașului. Am fost întrebată de faptul ce este această acțiune, dacă este vreo operațiune, ceva, de ce primăria nu informează oamenii. După care m-am interesat și eu despre ce este vorba și am aflat, pentru că așa pot să zic, pentru că nu a fost o operațiune coordonată cu autoritățile publice locale, care în mod normal ar trebui să fie coordonat cu autoritățile publice locale. Aflând că este vorba despre o acțiune, acțiune desfășurată de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, care are drept scop vaccinarea vulpilor, ceea ce se repartizează din aer sunt niște brichete sub formă, care au formă unei ciocolate. Deci, oamenii erau foarte indignați pentru că asemenea brichete, asemenea chestiuțe au fost identificate pe teritoriul orașului. Deci, nu toți părinții își însoțesc copiii la și de la școală. Și indignarea lor era că orice copil putea să o ridice de jos și să o consume, să încerci, pentru copiii sunt foarte curioși. Dar și pentru mine este un semn foarte mare de întrebare de ce se repartizează pe teritoriul orașului, dacă în broșură era indicat că, în materialul informativ pe care îl repartizau, era indicat că mai mult pe câmpii, pe suprafețe nepopulate de oameni, vor fi repartizate aceste momeli, cum se numesc ele, pentru vulpi. Dar au fost identificate și pe teritoriul orașului. Am fost contactată, vă zic, telefonic de câțiva oameni care le-au identificat, au identificat pe teritoriul orașului, asemenea, momel exact cum arată el în broșură. Asta este un semn de întrebare pe care nici noi nu avem, din păcate, până la moment răspuns. Reprezentanții subdiviziunii teritoriale ANSA pentru Drujkia TV au relatat următoarele cu privire la operațiunea desfășurată pe teritoriul orașului. Deci, uitați, așa, această activitate nu este ceva în premieră, dar s-a mai petrecut și anii precedenți. Da? Respectiv, referitor la informarea cetățenilor, s-a petrecut prin răspândirea și a pleantelor informative, așarea lor la panourile informative, cât și în mass media. Informarea cu privire la repartizarea momeilor împotriva, cu scop de vaccinarea faunii sălbatice, da? Așa. Asta nu e ceva nou, amuia. Mai banii trecut, dar se făcea manual, se împrăștia. Acum, ultimul timp, s-au hotărât cu să folosească avioanele astea, da? Dar ele asupra orașului nu s-au împrăștiat momele și nu s-au depistat cazuri că se găsească momele pe teritoriul orașului. Aparatul, da, el poate să treacă asupra orașului, dar asta nu înseamnă că s-au aruncat momele în oraș. El a trecut aparatul, că el nu poate să înconjoare, vă dați seama.
Primara localității susține însă că informații de acest gen trebuie să ajungă la fiecare locuitor. Trebuie să fie coordonat cu autoritățile publice locale. Eu nu vorbesc de acțiune de informare, de campanii de informare în masă, care nu trebuie să fie realizată doar pe Facebook sau repartizate careva pleante, pentru că nu ajunge la fiecare. Nu toți oamenii au rețele de socializare și trebuie identificat o modalitate de a ajunge la fiecare. O simplă greșeală că nu este o campanie de informare corectă pentru ca oamenii să cunoască despre ce este vorba, poate crea așa o nemulțumire în masă și inclusiv o panică, pentru că oamenii erau în panică, nu înțelegeau ce se întâmplă. Începând cu data de 3 octombrie anul curent, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a început vaccinarea antirabică a vulpilor pe cale aeriană, dar și prin distribuirea manuală a momelilor. Vaccinul este destinat imunizării împotriva rabiei. Momelele sunt distribuite conform liniilor de zbor prestabilite. Conform regulamentului, acesta trebuie să evite zonele locuite, lacurile, râurile și drumurile naționale. Campania va dura până la sfârșitul lunii octombrie, aceasta fiind deja a treia campanie de acest fel lansată de ANSA. Victoria Conea, Rodica Carpenco, TV Drochia.